Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
pentru Benzia, Alina Mariana și Boroș Nina, alături de Brândă și Frian, alături și pe Ștefan Marius, Șchiopoda Darius, Culbure Mihai, toată lumea mai puțin de o oră, Oana Dorin și Stelea, Alexandru, Ușescu Alin, 1 minut și jumătate, până când se împlinește o oră de la start, atenție, cine se mai înscrie aici? Brăceanu Mihai. Cunoaștem aceste culori, le-am văzut în mai multe ediții, mulțumim frumos! Cusnea Ioan. Bravo, domnule Ioan. Stănciulescu Cristina. Regina Ovidiu, George Larisa Roxana, Uveta Liberty Marathon e dincolo de competiție. Este deja o comunitate de trăzătorie de 1500 de participanți și desigur alergători care se află la primul eveniment sportiv de alergare din viața lor. Aceștia sunt super valoroși, la fel de valoroși ca cei care vor urca pe podium astăzi, la festivitatea de premieră. Aplaudăm următorii din aici. Iată o oră în acel moment de la startul de azi dimineață de la 8:35. Atenție, s-a primit o oră de la start. Sărbătoarea ne alege cel ce vă urmești. Distanță diferită, categorii diferite în antrenament. Astăzi,
Nicolescu, Diana, Cristiana. Alergarea de 10.5 km Corda Claudia și Dana Stamenca. Chiara Cosmin și Antonec Dana. Ora 9 minute și ok, am fost luat prin surprindere. Avem primul finalist la semi-maratonul de 21 de kilometri în cadrul UVT Liberty Marathon 2022. Iată-l și pe următorul finalist, semi-maraton. Imediat vom avea și timpii și numele acestui. Deci, din acest moment crește și mai mult entuziasmul pentru noi toți observatorii acestei curse. Finaliști la semi-maraton au fost Kish Laviniu și Mitrica Leonard Albert. Maraton. Da, așa este, UVT Liberty Marathon, mai multe curse de la 2 la 42 de kilometri, un cross scurt de 2 kilometri, apoi crossul de 10.5 kilometri, care încă mai aduce finaliști aici la linia de sosire, semi-maratonul de 21 de kilometri, pentru care am văzut deja primii doi finaliști și alergătorii înscriși la maratonul de 42 de kilometri care trec prin fața dumneavoastră. Iată lista de alergători la 10.5, Salvan Roxana și Răbaș Bianca. Bravo!
Ioane, haide, haide, bravo! Bravo, bravo! Hai că mai puțin! Dacă nu e la maraton!